Jurnalistul Liviu a dezvăluit în ziar de Cluj că judecătorul clujean Cristi Dănileț a luat recent decizia de a închide un forum de comunicare al magistraților lansat de el în 2004. Ziaristul clujean a prezentat și mesajul final postat de judecătorul Dănileț în momentul închiderii acestui forum, unde erau înscriși peste 500 de magistrați. Am întâlnit pe acest grup alcoolici care au furnizat poze cu magistrați către presă, bolnavi psihici care au transformat grupul în loc de defulări. Am văzut comentarii ale proceselor în curs de derulare, ba până și indivizi care pozau un deontolog, dar dincolo stăteau la cu politicieni și ofițeri din SRI. Am văzut cu ochii mei mesaje forward către unii membri CSM care nu erau membri pe grup. Din păcate, magistratura și-a arătat o față pe care nu o știam. A fost și asta o lecție. Curând am constatat că mulți dintre magistrații români sunt cei care se uită la antena 3. seara și citesc Luju.ro dimineața. Ar fi scris Dănilesc pe forum citat de Liviu ziar de Cluj. Patronul grupului Presa Bună a afirmat că va sesiza CSM în legătură cu aceste afirmații ale judecătorului Clujan. Dezvăluirile au fost preluate ulterior de presa centrală care a continuat subiectul. News Newsweek România a făcut un interviu cu judecătorul Cristi Danileț pe această temă. Sunt niște gânduri ale mele scrise ca un epilog al ultimilor 15 ani. Ce să spun, că am văzut lucruri grave în justiția română, da, le-am văzut. Am văzut și infractori, și alcoolici, și dobitoci, așa cum am văzut și magistrați profesioniști. Nu este nimic nou că magistrații s-au întâlnit, au vorbit cu ofițerii serii. Prin lege puteau să facă acest lucru, prin lege puteau să colaboreze. Asta este. Știu pe unii care se dădeau mari că SRI face și drege și se întâlnesc în particular sau vorbesc la telefon cu ofițeri serii. Nu am de gând să dezvălui asta acum public, pentru că magistratul este încă în funcție. O să o spun în carte. A declarat magistratul Cristi Dănileț. Forumul inițiat de judecătorul Clujan se numea Magistratro și funcționa pe platforma Yahoo.